Uite, astăzi jucăm un joc inventat de noi. Este un scavenger hunt. O vânătoare de lucruri, de, mă rog, de, cum se numește, de, de obiecte. Propsuri, de, da, obiecte, obiecte. Da. Lista asta reprezintă 10 puncte. Dacă nimerești toate punctele de pe listă, ai nota 10 la oraș. Balșul este undeva aici. Ia uite-l. Intrăm în Balș. Doamnelor și domnilor, Balș, dacă nu știați, este orașul de baștina lui Pepi, fostul nostru moderator. Uite un om bătrân, din prima, om bătrân. L-am om găsit. Bătrân și pe bicicletă, dude. Come on. Da, dar unde e bicicleta în listă? Așa, hai păi să din prima. Uite, uite, uite. Dude, în Balș, ne văd și vor să ne facă rău. Uite, bă, băia 2-0. În Balș toată lumea e rea. Da. We must festival. We must. Gaură drum. Gaură. Gaură drum. Gaură drum. Gaură drum. Ok. Mașină de poliție? Nu. Mă, dacă, stai, dacă au hidrant... Nu te mișca, poate găsești un restaurant. Încerc să găsești hidrant. Pe aici trebuie să fie hidrant. Că dacă ia foc benzinăria, we dead. We all dead. We all dead, yeah. Utilaj de construcție, maci? Ia uite. Unde? Ia uite-l. Utilaj da, de construcție. Chiar ce vrei să pui din prima. Unde este hidrant? A zis aici. Vrancea că știe unde e hidrant. Ia zi Vrancea, dacă tu știi unde e hidrant, mergem acolo acum. Bă, s-a transformat locul. Ce e aici? S-a transformat instant, promit. Tu ai mers deci, prin timp. Uite ce cool e aici, da? Da. Uite ce val... Ai, din 2012, îți dai seama, mamă, cum era... Deci toate astea gândește. Vrum, demolate, toate. Rase, tot. Mașina asta... Promit, promit că luna asta, tot timpul, da? Întreabă pe cine vrei tu din familie. M-am plâns că nu văd pe nicăieri Espero. Nu văd pe nicăieri mașina Espero. E prima oară că văd un Espera. E un Espero din 1997, ceva genul. Genk făcut spatele, uite. Imediat. Stai să... Eu mă mir că găsesc mașina asta aici, în Balș. Tocmai la Pepi, mă. Era mașina... Când eram mic, Espero era mașina mea preferată. Că era un Cielo mai pe steroizi, știi? Aha. Bistro în terasă Veneția. Asta clar, e clar restaurant, nu? E un și pub, și strip da. Club. Hai să tăiem restaurant de pe listă. Deci suntem acum în Bolș, Slatina, da? Doi pași, Antea restaurant, mașină de poliție nu avem. Uite și pizza la fel, fast food. Stăpân plus exact. Câine. Uite copil. Nu e copii. Copil plus câine. Uite, alt copil. Ah, nu mai am gugonele. Poliția e în față, grav. Poliția e în față, grav, ok. Asta nu e poliție. Dar o să mergem în continuare. Uite un Penny. Penny sigur are ceva gen hidrant. Come on, e un fel de Lidl. Da, mă, trebuie să fie pe aici. Uite, la florărie. Da. Cum pare că toată lumea își cunoaște numele în Balș. Ești alu nu știu cine, ești alu nu știu care, nu? Școala mea, a zis Pepi, școala mea. Care e școala? Asta de aici? Un căcat de școală. A, asta! Aia. Ok. E destul de lame, are doar două etaje. Unul, de fapt. E parter plus un etaj. Uite, pe ăsta ne flipuie! Cred că ne înjură, uite, după, nu, mă, după cum ține mâna. Mână. Bă, să mă cac în mine, băi! Înjurător din bal, știi? Pentru un oraș, ca un oraș fie bun, ai uite nevoie de hidrant! Perfect! Bravo, mă! Bravo, Pepi! Exact ce credeai tu că nu o să aveți, aveți! Exact. Noi n-avem hidrant. Că, bă, nu păi e vis-a-vis de școală, Pepi, chiar așa nu știi că e hidrant acolo? Mâine, la școală, de fapt e sâmbătă mâine. Luni. Te duci să vezi hidrantul ăla și fă poză cu el. Faci poză când ai degetul pe hidrant, așa. Ce asta? Martorii lui Jehova! Wow! Nu știam că aveți martori. Jehovah's Witnesses.org. Ce interesant e terasa asta. Chiar nu știu dacă e apartamentul cuiva, dar dacă ar fi cea mai mișto casă din zonă. Deși vecinul ăsta de sus clar vede ce faci tu aici. Uite, mai mulți copii. Bă, aveți prea mulți copii, prea puțin câini. La primărie sunt statui, auzi. Uite statui! Promit că e statuie. Statuie, gata, da, bravo. Este. Statuie și e cool, e făcută cool. Uite, are mustață, are bust. Bravo! Statuia care e un punct greu de aici de e primărie? Găsit. Hello! No. Aici? Poate. Who cares? Dar mai acum... în față. Până acum are 7 balșu. Hai să dăm câinele. Pe aici ar trebui să fie câini, că e parc. Aici poți să facă liber câinii kaki. Hei! Da, ninge? Ninge rău? Ninge afară! Vreți să vă arăt?
Jengheer dispare. Wow, ce frumos ninge. Nu se vede nimic, dar frumos. Asta e zăpadă, cârnaților. Zăpadă, s-a pus zăpadă pe ăsta. Și în spate, în curte, se vede cu alb că e zăpadă. Până acum nu se vedea nimic. Când putea să vină oricine să mă taie. Ok, hai să vedem. Ne ducem spre... pe drum vreau să găsim neapărat un om cu câine ca să primesc nota 10, că altfel ne supărăm. Un om care nu are câine. Mamă, de la distanță credeam că asta e lesă. S-a aliniat perfect linia asta cu mâna. Mergea oarecum. Uite, vezi? Lesă. Și credeam că un fel de câine mic undeva aici. Mic. Gen un câine de la de cană. Come on, hai că știu că puteți. Statuia am găsit, Pepi. E ok. Am găsit. Statuia e safe. Statuia, da. Le-am găsit. Statuia nu avem nevoie de ele. Ăsta e un câine aici? E un scaun, dude. Bă, e un scaun. Bă, nu mai apare scaun, nici mașina de poliție. Dacă unul din oamenii ăștia duce câini în cărucioare, știi? Nu putem ști. Și de ce e ridicată bicicleta aia pe roata de față? Dacă nu găsim câine cu stăpân, măcar să găsim o mașină de poliție sau spital. Până acum Balșul are 7. E o notă de trecere, e o notă bună. Aici nu ieși din Balș? Nu știu. Există Balșul de sus și Balșul și de jos. Sau Balșul mic și Balșul mare. Sau Balșul mic și Balșul mare, da. Spitalul e în spate grav. Mă, ce am găsit poliție. Da. Al 1. Material de construcții. Am găsit deja. La al 1. Din astea. Mă, ce mișto. Îmi plac iedrele astea imense. Chiar îmi plac mult. Dacă ai o iedră pe casă, oricât de urât ar fi casa, poate să facă să arate mai bine. Că maschează, știi? De obicei, ce natural este natural frumos. Și păcălește ochiul. A, uite, nu e o casă dărâpânată, căcată. Are iedră pe ea, știi? Băgăm 200 la oră pe stradă ca să ne prindă poliția, să găsim mașina. Aici, fix aici. Stop. E poliția Balș. Aha! Nu? Păi, dar pe minimap ești acolo. Păi și... N-au mașini de poliție? Schimba anul de la 2022. Dudes. Unde mașina? Unde-i poliția? Vezi mai multe date. Hai să vedem 2018. E vreo poliție pe aici? Da! În 2018. A trebuit să schimbăm anul în 2018. Și uite și un... apare poliția, un om care se pișe pe un câine. Hai să escutăm câini în 2012. Ce zici? Poliția am găsit. Mamă, cum era în 2012 aici? Bă. Aici clar câinii erau stăpânii. Trebuie să-i găsim. Unde sunt câinii care stăpânesc Balșul? Șeful de la poliție era un câine. Invers. Invers? Știi că Balș e după un câine. După Bolzul de câine. Ei au fost stăpânii Bolșului. Da, Balșul. Barș, marș. Bârș. Bă. Nu, suntem în 2022, ci cringe. Gata, 2012, easy. Uite și o dace supernova. Voi știți așa ceva? Eu vreau să slide prin timeline-uri așa. Poți să slide prin reale. Geamul ăsta așa. Aș vrea să slide, promit că aș vrea. Ar fi chiar o Câine! În 2012, acum în 2022 nu mai sunt. Hai să vedem cum arată câinele ăsta în 2018. Oh. Da. Ok, suntem la Lidl. Ce fac acum? Oh my god. Oh my god. Așa. Și? Ăsta e spitalul din fața la Lidl? Ăla? Sfântul Spital Lidl. Mai aveți un oraș după ăsta? Ultimul oraș? Eu nu mai fac un oraș, că e 12. A trecut? Da. Stai așa, ce aici? E o clinică ceva? Promit! Spitalul orășenesc Balș. Balș! Yes! Mamă, ce sfârșit de episod! Apropo, eu tot timpul ăsta filmam! Felicitări, Balș! Ai nota 10! Yay! Toată lumea, salutați-vă că închidem acum! Faceți cu mâna la voi din viitor, dacă vă uitați! Eu am fost Jengheer, a fost Tweed! Noi suntem și am fost 2-0! Nu uitați să dați like, share! Apăsați pe clopoțel și deveniți membri, cum e Pepi aici de față. Vedeți și ciupercuța aia de la numele lui? Așa puteți să fiți voi. Pentru doar 2,99. Atât costă, atât, e gratis. Rămâneți aproape de băieții de la 2.0 pentru a vedea și mai multe episoade. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Și dacă vrei acel extra flex, apasă pe butonul de membru.